E ziua cursei în orașul mașinilor. Mă întreb cine va câștiga, Jerry sau Matt? Oricine va fi câștigătorul, va primi un nou joc video. Mult noroc, prieteni! Și au plecat! Atât de rapid? O cădere de stânci și se îndreaptă înspre Matt. Oprește cursa, Francis! Matt, ești bine? Stâncile blochează drumul. Amber nu va reuși să ajungă la Matt. Oare ce e de făcut? Așa este, Jerry. Supercamionul va avea o soluție. Carl, cineva are nevoie de supercamion. A fost o alunecare de stânci pe pista de curse. Poți ajuta? Cum îl vei scoate pe Matt dintre stânci? E minunat! O ambulanță este exact ceea ce are nevoie Matt. Repede! Nu avem timp de pierdut. Sper ca Matt să fie bine. Ia uitați aici! Supercamionul a venit să salveze situația. Stai liniștit, Matt. Te scoatem de acolo într-o clipită. Bine țintit! Wow. Cred că ai și super puteri, supercamionule. Bună treabă, prieteni! Drumul e liber din nou, iar Matt e eliberat. Te simți bine? Supercamionul are dreptate. Mai bine te-am duce la spital. Bună observație, Matt. Dacă nu a fost nicio cursă, atunci cine primește premiul? Veți duce jocul la spital ca Matt să poată juca? Ce drăguț din partea voastră!
Să te faci bine, Matt. Mulțumim din nou, supercamionule. La revedere, prieteni. Ne vedem în curând. Bună, Francis. Ce s-a întâmplat? Hector trebuia să te ia după muncă, dar nu a venit? Asta nu e bine. De ce nu-l chemăm pe supercamion să vină să te ajute? Hei, Billy, îl poți chema pe supercamion? Francis a rămas blocat deasupra pe clădire. Bună, Carl! Francis a rămas blocat în vârful unei clădiri. Poți veni să ajuți? Bun! În ce te vei transforma ca să-l ajuți pe Francis? Într-un trambucamion? Asta e o idee minunată! Îl poți face pe Francis să sară și să-l prinzi în trambulină. În regulă, să mergem să-l salvăm pe Francis. Francis, supercamionul a venit să te salveze, dar trebuie să sar de pe clădire. E în regulă. Supercamionul are o trambulină cu care te va prinde. Vei fi în regulă, Francis. S-ar putea să dureze ceva. Ce s-a întâmplat, Francis? Ți-ai uitat trusa de scule? Supercamionule, vrei să-l balancezi pe Francis din nou? Bună treabă, băieți! Aveți tot ce vă trebuie de data asta, Francis? În regulă! Mulțumim pentru tot, supercamionule! Ne vedem mai târziu, băieți! La revedere tuturor!
Bună, Matt! Cu siguranță lucrezi târziu în seara asta. Oh, ești în patrulă pentru că toată lumea și-a luat o seară liberă? E foarte drăguț din partea ta, Matt. Bună, Hector și Frank! Ce puneți la cale? Credeți că e un jaf în desfășurare la secția de poliție? Cu siguranță vei avea nevoie de întăriri dacă chiar e un jaf, Matt. Pe cine putem chema dacă toată lumea e liberă astăzi? Cred că ai dreptate, Matt. Va trebui să-l chemăm pe supercamion. Nu pari foarte îngrijorat de jaf. Oare ce pui la cale? Oh, înțeleg. Ai o surpriză în depozit? Atâta timp cât e o surpriză plăcută? Bună, Carl! Se pare că nu vei avea parte de o seară liniștită așa cum sperai. Cred că este un jaf, iar Matt nu se poate descurca de unul singur. Mulțumim, Carl! Vei dormi foarte bine la noapte, sunt sigur! Ce vehicul crezi că l-ar putea ajuta pe Matt să se ocupe de jaf, Carl? Ok, Carl. Ești gata să-l ajuți pe Matt cu jefuitorii de bănci? Ok, supercamionule. Mai bine ne-am grăbit dacă vrem să-i prindem pe hoții în flagrant. Hei, Matt, în sfârșit a venit supercamionul să te ajute cu jaful. Supercamionule! Cred că clonele astea sunt chiar mai bune decât ultimele. Una dintre cele mai bune lucrări ale tale. Ok, Matt. Cred că suntem gata să intrăm, nu-i așa? Pare destul de liniște. Of, Doamne, Matt! E o petrecere surpriză! Și Hector și Frank sunt aici! Stați puțin! Asta e surpriza pe care o plănuiați mai devreme? Deci n-a fost vorba de niciun jaf până la urmă. Ce cale interesantă de a-l păcăli pe Matt!
Dar ce mod frumos de a spune mulțumesc și la mulți ani mașinii de poliție favorită a tuturor! Iar acum ne vom bucura de petrecere! Supercamionule, tot mai vrei să mergi la culcare de vreme? Ha, ha, nici nu mă gândeam! Micule meu, vrei să pornești discoteca? Toată lumea la dans! Mulțumim că i-ai ajutat pe Hector și Frank cu planul lor, supercamionule, chiar dacă nu ți-ai dat seama. Distracție plăcută tuturor! Ne vedem data viitoare! Ai văzut un dragon? Nu există cu adevărat dragon? Nu știu ce să zic, Amber. Am văzut lucruri destul de ciudate în orașul mașinilor. Și cum vrei să dovedești, micuțo Amber? Hei, Carl, micuța Amber spune că a văzut un dragon. Dar mama ei nu o crede. O poți ajuta pe micuța Amber să demonstreze că dragonul chiar era acolo? În ce te vei transforma, Carl? Bineînțeles, e nevoie de un cavaler ca să prindă un dragon. Car, arăți incredibil! Hei, micuțo Amber, supercamionul a venit să găsească dragonul pentru tine. Zbura spre est. În regulă, haide să găsim bestia asta magnifică și să o aducem jos din cer. Adică, hai după dragon! Car! Uite-l! Cum îl vei prinde? Cu arcul și săgeata? Bună idee!
Podo, Baby Boo, go. Oh, dragonul poate vorbi. Stai puțin, e cumva Hector? Bă! Amber, micuță Amber, amândouă ați avut dreptate. Chiar este un dragon, dar nu un dragon adevărat. Hector e doar costumat. Scuze de deranj, Hector. Zbor plăcut. Să aveți o zi minunată, prieteni!